Bine v-am găsit! Vă invit să aflați care sunt condițiile necesare pentru ca o plantă să crească și să se dezvolte armonios. Elevii unei clase a doua au realizat o expoziție de fotografii ale unor plante. Ce plante recunoașteți? Unde le-ați întâlnit? Pe unele le-ați întâlnit în grădină sau la florărie sau la grădina botanică, pe altele le-ați întâlnit în pădure sau pe câmp. Priviți aceste două imagini. Observați cum este pământul din a doua imagine. Ce credeți că se va întâmpla cu această plantă? Pământul, solul, este uscat. Dacă planta nu va primi apă, ea se va usca. Așa cum noi, oamenii, avem nevoie de hrană, de aer, de apă și lumină ca să trăim și să ne dezvoltăm, la fel și plantele au nevoie de condiții prielnice pentru a crește. Plantele își iau hrana din pământ, de aceea au nevoie de un sol hrănitor. Au nevoie și de apă, de lumină și căldură, de aer pentru a crește și a se dezvolta armonios. Dacă o singură condiție dintre cele enumerate lipsește, plantele suferă. Acoperiți o plantă cu un borcan. Veți observa că planta se ofilește dacă nu are aer. Chiar dacă are apă și lumină, ea nu rezistă și nu se poate dezvolta dacă îi lipsește aerul proaspăt. Iată două vase cu plante crescute în condiții diferite. Plantele din primul vas sunt verzi, plantele din al doilea vas sunt galbene. Au fost plantate în același timp și au fost udate la fel. Ele au crescut aproape la fel de înalte. Dar oare de ce unele au frunzele galbene? Explicația este că plantele din al doilea vas au crescut în întuneric. Pentru că le-a lipsit lumina, frunzele lor nu sunt verzi. După ce au stat 3 zile la lumină, și plantele din al doilea vas au devenit verzi. Concluzia este că lumina este foarte importantă pentru plante. Pentru a observa și singuri ce nevoie au plantele, vă invit să realizați un experiment. Aveți nevoie de următoarele materiale. 3 păhărele, boabe de fasole și șervețele. Puneți șervețelele în pahare. În fiecare pahar puneți 2-3 boabe de fasole și puneți zilnic puțină apă. După ce au apărut plântuțele, lăsați un pahar la lumină și udați planta zilnic. Nu mai udați planta din al doilea pahar. Mutați al treilea pahar la întuneric. Udați în continuare planta și observați ce se întâmplă după 5-6 zile. Notați observațiile voastre într-un tabel asemănător celui din imagine. Vorbiți colegilor despre observațiile înregistrate. Pe data viitoare!